Deci, în prima fază, trebuie să hidratăm tot ce înseamnă substraturi pe care le folosim. Sunt substraturi din microfibre de cânepă. Acestea se hidratează preț de câteva minute. Ulterior, urmează să le aranjăm în aceste caserole. Fiecare pe fiecare alveolă va veni o bucățică de substrat. Se așează frumos să fie cât mai uniform, de așa manieră încât tot ce înseamnă distribuția semințelor să fie cât se poate de uniformă. După aceea vom face în prima fază o singură caserolă, ca să vezi despre ce e vorba. În ceea ce privește natura semințelor, acestea sunt toate bio, sunt special concepute pentru a fi crescute la nivel de microplante. La fiecare însămânțare trebuie să avem grijă și la cantitatea de semințe pe care o folosim. În primul rând să nu fie o supraaglomerare de semințe, de așa manieră încât să nu ducă la apariția mucegaiului, și nici să nu fie prea puțin dese, astfel încât să ajungă la client o cantitate mai mică decât cea necesară. Acestea se distribuie uniform în caserole. Da, mai avem partea de udare. Prima udare. Ulterior, acestea se pun într-un număr mai mare pe aceste rafturi. Se lasă la germinat timp de 5 zile. În fiecare zi acestea urmează să fie udate cât timp sunt la germinare. După cele 5-6 zile media de stat la întuneric, acestea vin puse aici pe raftul de creștere, unde au parte atât de lumină controlată, cât și de umiditate, cu două udări automate pe zi. Din momentul în care au fost puse pe sistem, ele cresc de la sine, în principiu nu au nevoie de o atenție suplimentară, însă cât timp sunt la germinare, au nevoie de toată atenția, toată atenția necesară. În principiu cam acestea ar fi, după 10, 12, 14 zile, în funcție de sortiment, acestea sunt gata de consum și le puteți savura pe orice și în orice fel de combinație.